Și bine ați revenit! Astăzi o să vă prezint un nou laptop, se pare că prind episoadele de genul ăsta și bineînțeles, odată cu el o să vă dau din nou reduceri semnificative pentru soft original, pentru sisteme de operare, pentru aplicații care ne sunt de folos în fiecare zi și care vi le puteți obține la un preț mult mai bun. Genul ăsta de episoade se pare că au prins foarte bine și chinezii au fost mulțumiți de rezultate, așa că facem astăzi o tentativă. Vedeta de astăzi este un Acer, laptopul se numește Acer Swift X, adică este un ultrabook destul de dotat, adică are Core i7 de penultimă generație, a 11-a, și are un ecran de 16 inch foarte mare, și în același timp placă video dedicată, pentru că aici e șmecheria. Unii vând ultrabook-urile foarte ieftine, dar cu grafica incorporată, fără placă video dedicată. E, ăsta are un RTX 3050, care nu este senzațional de puternic, adică dacă vă gândiți la jocuri video, lăsați asta deoparte. În schimb, pentru activități obișnuite și pentru jocuri obișnuite care nu necesită ceva senzațional, e mai bine să ai și această placă grafică dedicată. Bineînțeles, vorbim ca de obicei despre Windows, pentru că suntem 90% din utilizatori pe acest sistem de operare. Sigur că, na, oamenii care lucrează în anumite companii trec pe Mac pentru că au nevoie de o altă securitate, un alt sistem de sharing al fișierelor și atunci ei dau la toți angajații MacBook-uri, lucrează pe Mac la birou și au alte opțiuni. Dar, în general, oamenii care sunt atenți la costuri și la raportul calitate-preț merg pe Windows. Și oricum, bineînțeles, majoritatea care sunt pasionați de jocuri video și așa mai departe o să meargă întotdeauna pe Windows. Acum s-a făcut trecerea la Windows 11 și a fost o mare perioadă, o problemă, că uite, Windows 11 nu era foarte bine optimizat pentru jocuri și ce ne face mai departe. Acum s-a rezolvat și problema asta, iar dacă la momentul ăsta îți merg greu jocurile, este timpul să încerci și Windows 11 și să vezi că este cu adevărat interesant și se mișcă cu adevărat repede. Bineînțeles, trebuie să te ajute și partea de hardware, adică trebuie să ai și procesor bun, placă video, stocare de mare viteză, e foarte, foarte important astăzi să ai un SSD foarte rapid și ca componentele sistemului tău să lucreze foarte bine împreună, astfel încât să obții cele mai bune rezultate. Acum, pe partea de software, vă povestesc ce trebuie făcut, intrați pe linkul din descriere și folosiți codul meu Dunder50 pentru software, sisteme de operare. Și sunt mai disponibile mai multe variante, dacă nu vă place 11, e disponibil și 10 și alte variante. Pentru reducere de 50% de Dunder 50, iar pentru pachetele de aplicații Office și alte aplicații utile, la fel găsiți în descriere și acolo link-ul, avem Dunder 62 cu o reducere de 62%, adică aproape 2/3 din prețul softului. Așa că nu mai stați pe gânduri, luați-vă ce vă trebuie și nu economisiți cei câțiva lei folosind versiuni piratate care vă pun sistemele în pericol. Știți toate cazurile astea, un băiat capătă acces de la distanță, vă criptează datele și apoi nu mai aveți acces la nimic de pe calculator, iar ăla vă cere banca să vă deblocheze. Chestia asta se întâmplă mult mai des decât credem noi și vedeți și la știri că se întâmplă unora mai cunoscuți, unora mai puțin cunoscuți, nu contează cum te nimerește, să zicem. În schimb, un sistem de operare nou și actualizat s-ar putea să-l blocheze pe acel hacker și să nu-ți fure datele. Așa că e foarte important să fii la zi cu licența. În prima parte a acestui episod o să vă arăt site-ul de pe care luăm de data asta licențele, o să vă arăt cum băgăm codul și cum obținem reducerea respectivă și cum dăm comanda,
Iar mai departe faceți și voi că sunteți băieți mari. Știți că activarea Windows se face foarte simplu, apeși pe butonul de start, dai activare și bagi codul primit pe mail. Echipa de la Case Fan, care sunt profesioniști și sunt 100% legal, vă asigură și suportul tehnic. Dacă se întâmplă o problemă sau ceva de eroare sau nu a mers, contactați, iau e-mailul de contact acolo și răspund foarte, foarte repede la orice problemă. Vă ajută să depășiți momentul și chiar dacă, să zicem că ok, nu a mers sau a dat o eroare, vă vor rezolva foarte rapid. Haideți să vă arăt site-ul și ce trebuie făcut și în partea a doua, partea a treia a videoclipului vă prezint laptopul să vedeți cât de mișto este. Hai să vedem. Bun, am revenit de aici ca să vedeți mai bine ce fac pe ecran și avem site-ul CaseFan, are un rating foarte bun la Trustpilot și asta pentru că rezolvă automat orice problemă, v-am zis. Avem sistem de operare Windows 10 Professional, Windows 10 Home, Windows 11 Professional și așa mai departe. Eu vreau 11 Professional. Îi dau Buy Now. Evident că nu am cont acum, așa că va trebui să completez niște date aici. Și vreau să văd cartul și să merg mai departe ca să adăugăm discount-ul, da? Fiind un sistem de operare, băgăm Dunder 50. Apply și apare automat reducerea de 50%, da? Și la fel se întâmplă și în cazul, să zicem că vreau Office, da? Și au o grămadă de chestii, au inclusiv jocuri, au și aplicații mai avansate. Hai să-i dau search după Office să vedem, că nu-l vede direct aici. Și avem cel mai nou, 2021, îi dau Add to Cart, View Cart și bag codul de discount. Dunder 62, da? Să vedem ce face. Da? Discount 62 la Office și ajunge de la $100, $42, de la $113, ceea ce este destul de bine, aș zice, pentru orice doritor. Și v-am zis, în momentul când descărcați de pe torente sau de pe site-uri piratate, aveți toate șansele să vă virusați calculatoarele și la fel mai aveți acolo salvat în browser datele de card de la cine știe ce comenzi și ăla când capătă acces la PC-ul vostru vede și datele alea și vă poate lua și banii de pe card și poate cauza multe, multe probleme. Și n-ai niciun rost când poți să-l iei de celălalt, îl iei la câțiva euro și ăsta la 40 de euro, adică pe bune, ce rost are să folosești, să te ghiști, să zici datele personale pentru niște tâmpeni. Iar activarea Windows-ului, v-am zis, se face fix din meniul de start, scrie activate sau ceva de genul ăsta și vezi aici Activation Settings, Activation al meu e activat, bineînțeles, și poți să-i schimbi product key cu una nouă și așa mai departe. În cazul celor care nu l-au cumpărat pe bune, o să apară aici că nu e activat și va apare mereu mesajul ăla, activează Windows. Ce rost are pe bune și când vrei să faci o economie și mai mare, îl cauți pe Windows la cel mai bun preț și aplici codul și costă, să zicem, uite, vreau Windows 7, da, este 12 euro, îi mai aplici și codul ăla de discount și s-a dus naibii. Ia, da, Dunder 50, $6, nici 25 de lei. Pe bune, are rost să piratezi chestia asta, adică ce rost ar avea, nu înțeleg. Iar dacă vă e teamă că băgați cardul pe un site necunoscut, cea mai simplă soluție e Revolut. Faceți Revolut gratis, Revolut. Îl folosiți doar pentru plata ăsta, puneți 25 de lei sau puneți 50 de lei pe el și folosiți la o plată și n-are ce să vă fure cineva pe internet. Pentru că aia e. Eu îl folosesc totdeauna așa și deseori îl închid
Revolut are opțiunea să dai freeze, să blochezi cardul, îl țin blocat, îl deblochez numai când cumpăr eu și sunt 100% sigur că nu o să-mi fure nimeni banii aia. Cam asta este cu, cu site-ul de reducere. Hai să vedem și laptopul, să ne distrăm un pic cu el, cum arată și ce face. Nu prea am eu loc pe masă să filmez laptopurile cum ar trebui să o fac, dar se poate înțelege destul de ok, da? Și genul ăsta de laptop este cel mai bun pentru oamenii de afaceri, pentru cei care călătoresc mult. Da, e competitor pentru MacBook, să zic așa. Dar este foarte solid, este destul de ușor de luat pe drum, are autonomie foarte mare și în același timp cam tot ce ai nevoie este pe el. Și v-am zis, față de multe alte sisteme, are și placă video dedicată. De ce are numai avantaje? Bine, acum are și un preț pe măsură în jurul vreo 5500 de lei, adică 1100 de euro. Destul de mare, dar în momentul când iei un astfel de sistem, te gândești la toate variantele posibile. Ăsta a venit și cu Windows 11 Pro preinstalat, deci nu mai ai nevoie să-ți bați capul, dar în general, românii cumpără laptopurile fără sistem de operare ca să fie puțin mai ieftin. Îmi place că are un touchpad foarte mare și recunoaște și gesturi și mai ales îmi place autentificarea cu amprentă în cazul în care te grăbești și vrei să ai datele protejate tot timpul, să nu le vadă nimeni. Când pleci de la calculator, dai logout și când vii, pui doar degetul și se deschide automat, exact ca telefonul. Are toate tastele de care ai nevoie cu layout, cu cifrele aici dacă ai nevoie să faci calcule rapid și să faci tot felul de chestii, cu partea de funcții aici și bineînțeles să ai toate funcțiile astea automate de închis ecranul, deschis ecranul, touchpad-ul închis să nu te deranjeze luminozitatea ecranului, volum și așa mai departe. Închisesem ăsta la un moment dat și mă miram de ce nu merge, dar era din cauza că apăsasem pe tasta respectivă. Nu-mi place butonul de power pus chiar aici, pentru că uneori când lucrezi vrei, de exemplu, să apeși ăsta sau vrei steluță, asterix cu ăsta de aici, sau pur și simplu faci altceva, nu te gândești și apeși pe ăla și poți să-ți închizi ceva la care lucrezi. De-aia trebuie să ai mereu lucrările salvate. Eu acum lucrez direct în cloud pentru că în caz că se strică ceva pe hardware să-mi găsesc repede fișierele la care lucram, să am acces la ele. Și mă descurc foarte bine și cu ultrabook și cu laptop de ăsta de mai gaming, mai serios, dar și pe desktop-ul pe care lucrez pentru că am nevoie de putere de procesare pentru editarea video. Acum, când sunt pe drum, îți dai seama, n-ai cum să iei desktop oricât ai vrea. Preferatul meu e un laptop cu o placă video mai puternică. Din ce am testat eu până acum, cele cu 3080 sunt cele mai puternice. Bine, sunt și cele mai grele, de altfel. De asta, 3070 e ok la plăcile pentru laptop. Se descurcă și în jocuri și în procesare video și nici nu e un laptop uriaș foarte greu. 3060 este ok, iar 3050 în caz că nu ai altceva sau nu ai buget de mai mult, merge și 3050. Ca alternativă la 3050 am un laptop cu 2070 RTX, 2070 generația anterioară, care merge aproape la fel de bine. Într-adevăr, aștepți un pic mai mult la procesarea video, dar nu e ca și cum n-ai avea deloc placă video. Procesează foarte bine pe partea de editare video și destul de rapid. Deci 2070 e încă ok. Restul mai jos deja începe să devină o problemă pentru editare video și pentru jocuri. Bineînțeles, toată să se miște mai prost. Dar asta e. Acum nu toată lumea are 1000-2000 de euro să-și ia laptop pentru chestii de genul ăsta. E doar o idee. Mi-a mai plăcut la asta că este foarte rece. Printre sistemele care nu s-au încins niciodată, n-au depășit 70 de grade nici în teste, nici în jocuri, nici în nimica. Cele cu 3070-3080 se încing sănătos, adică faci un ou pe ele, dacă spargi ouă aici se face automat, iar foarte multe tind să micșoreze suprafața de aerisire, crezând că noile procesoare din ultima generație nu se încinche atât de tare. Asta e o poveste exact ca la telefoane.
și la telefoane și la laptopuri, producătorul spune că ultima generație se încinge mult mai puțin și că consumă mai puțin energie, deci te ține bateria mult și bine. Ambele povești. Se încing sănătos și mai ales cele cu placă video dedicată, puse la treabă, fac 100 de grade în interior. Cam asta este. Mi-a mai plăcut la asta că e foarte ușor. Mi-a plăcut și ecranul, că e destul de mare, adică față de laptopul de 14 inch, chiar are vizibilitate foarte bună pe ăsta de 16. Mi-a plăcut că are porturi de conectivitate foarte bună, HDMI, USB, USB Type-C și la fel și aici încă un USB, mufă de căști și aici un Kensington lock care poate fi blocat cu căriță. Și arată foarte bine, e foarte ușor, e tocmai bun pentru deplasări și luat în geantă când aveți treabă. Mergeți la o cafenea și lucrați de pe el fără nicio problemă. Cam asta este. Mergeți pe magazinul de software și descărcați soft cu licență legitim la o reducere foarte bună, 50% sisteme de operare, 62% pentru pachetele Office, folosind linkul din descriere și ne auzim în curând cu teste de tehnologie și prezentări noi. Baftă! Ciao!